Îți dorești să devii programator, da? Ai ajuns în locul potrivit. Dacă ești pregătit, hai să începem cu noțiunile de bază pe care ar trebui să le cunoști. Există o mulțime de informații online, o mulțime de platforme care încearcă să-ți vândă ceva. Eu zic să te uiți la acest videoclip care o să te ajute real să ajungi acolo unde îți dorești. În primul rând, începe prin a-ți alege un limbaj de programare. În acest stadiu de început, nu contează pe care îl alegi. Optează însă pentru unul mai simplu, precum Python, JavaScript, PHP, Ruby. Acestea sunt mai ușor de învățat, spre deosebire de celelalte, precum C, C++, Go, Rust sau Java. Pentru a afla diferențele dintre ele, poți să descarci ghidul gratuit de pe site-ul meu, www.tagglestory.ro, sau poți să-mi lași un comentariu cu textul ghid și eu ți-l voi trimite. Acordă-ți timp pentru a învăța sintaxa și conceptele basic de programare. Alege orice platformă pentru a-ți pune în practică cunoștințele. Poți să alegi, de exemplu, platforma Exercise. Este o platformă foarte bună și este free. Focusează-te foarte bine pe elementele de bază și nu te grăbi să înveți orice altceva până nu acoperi foarte bine tot ce ține de variabile și tipuri de date, controlul execuției, condiții, if, else, switch, loops, for, while și funcții. Apoi vei putea să construiești lucruri, dar despre asta o să vorbim în partea a doua. Nu uita să dai un save la videoclip pentru a-l avea la îndemână.